La intrarea în noul an, fă ca aceasta să fie o serioasă hotărâre de a merge pe calea ta înainte și spre Hristos. Fă ca viața să-ți fie mai înălțată și mai înflăcărată decât a fost până acum. Fă ca ținta ta să nu fie căutarea după interesul și plăcerea ta, ci înaintarea cauzei răscumpărătorului tău. Să nu rămâi mereu într-o poziție în care să ai nevoie de ajutor și în care alții trebuie să te păzească și să te mențină pe calea cea strântă. Tu poți fi tare spre a exercita o influență sfințitoare asupra altora, poți fi acolo unde sufletul tău va fi trezit să facă bine altora, să-i mângâie pe cei întristați, să-i întărească pe cei slabi și să depună mărturie pentru Domnul Hristos oriunde se oferă ocazia. Urmărește să-L slăvești pe Dumnezeu în toate, întotdeauna și oriunde. Poartă religia ta în orice, fii conștiincios în tot ce întreprinzi. Amin.